Iată-ne la ultima ocazie de sabat dimineață din acest an și probabil că fiecare dintre noi încercăm să ne facem așa un bilanț al vieții, să facem tot felul de calcule, să luăm decizii. De obicei, în perioada asta ne turăm destul de tare și încercăm să facem schimbări mari, să mutăm munții. După o lună, două, ne cam trece entuziasmul și revenim la rutina noastră de ani de zile. Se tot vorbește foarte mult de experiența umblării cu Dumnezeu, de pocăință și aceste câteva minute pe care le-am la dispoziție, pentru că am înțeles că este și o mormântare și după câteva minute va avea loc răpirea și ne vom împuțina, vreau să fiu cât se poate de scurt și de concis ca să nu răpesc din timpul acesta. Vorbim despre experiența aceasta a pocăinței. Câți dintre dumneavoastră ați cumpărat un set de ceva, eu știu, de chei, un set mecanic, un set de cărți? În engleză îi zice kit, da? Iei tot kitul, tot pachetul de servicii sau de ceva. Ați cumpărat așa ceva, nu? Mâna sus, câți ați cumpărat, da? Cu toți am cumpărat. Ei, când iei un kit de ceva, vii acasă, te uiți pe instrucțiuni, dacă te uiți, noi românii nu prea ne uităm pe instrucțiuni, le montăm și după aia ne dăm seama că ne-au mai rămas șuruburi, ne-au mai rămas câteva lucruri pe acolo care sunt plus. Și după aia luăm instrucțiunile, începem să citim repede, așa cât de repede putem, să vedem de ce ne-au mai rămas anumite piese sau de ce nu funcționează aparatul respectiv, dispozitivul respectiv sau ceea ce am cumpărat. De multe ori să știți că și pocăința este luată așa ca un kit care are mai multe componente și credem că funcționează în felul ăsta. Dacă am cumpărat kitul respectiv, trebuie să funcționeze cumva. În Sfânta Scriptură vedem că lucrurile nu merg chiar așa. Și înainte de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun o întâmplare ușor hazlie, dar care ilustrează oarecum pocăința asta trasă de păr. Eram pe navetă, făceam Timișoara-Arad, eram pe tren, o aglomerație foarte mare, era vinerea seara spre după amiaza și veneam acasă. Nu era dată încă legea asta cu interdicția de a fuma în spații publice. Și în momentul în care intrai în tren vinerea, vorba lui Caragiale, era fumărie de tutun ca la vapor, da? Pur și simplu te îmbâxeai de fum, peste tot, numai fum. Și la un moment dat căutam un loc într-un compartiment undeva să văd unde pot să stau. Și am găsit în cele din urmă un singur loc într-un compartiment tixit și la un moment dat au început doi să vorbească. Un cetățean era turmentat de-a binelea și celălalt încerca să-l pocăiască și să-i spună: mă, omule, mă, lasă-te de dracu, lasă-te de băutură și fă-ți și tu om de treabă și lasă lucrurile astea. Nu mai cheltui banii pe băutură. Și la un moment dat ăsta stă, face o pauză așa de reflecție și zice: eu mă pocăiesc! Și urmează o pauză expresivă: da, dai o vodcă! Cam așa e și cu pocăința noastră de mână. Ne pocăim! Dar rămâne dorința aia noi de a face lucrurile care erau în trecut. Rămâne ceva, pentru că lucrurile nu vin din încredințare de multe ori. Ori facem din frică pasul acesta, ori facem dintr-o oarecare manipulare sau, eu știu, constrângere, că zic părinții: hai mă, botează-te și tu, du-te și tu la biserică, uite, toți colegii tăi, toți prietenii tăi sunt acolo, numai tu nu ești botezat. Și la un moment dat, tânărul ce-ți va face și el pasul, pentru că au făcut și ceilalți. Dar schimbarea nu vine din interior, așa cum ar trebui. Și de multe ori nici noi nu știm ce este pocăința. O percepem așa ca pe un kit cu mai multe componente pe care vreau să le enumăr succint și vreau să vi le prezint. Ce conține kitul ăsta al pocăinței? Și nu, aș vrea să înțelegeți că nu sunt lucruri rele cele pe care le prezint. Sunt lucruri bune, dar fără elementul esențial care este Hristos, ele nu reprezintă nimic decât un dresaj spiritual. Hai să vedem care sunt aceste elemente ale kitului pocăinței. Setul doctrinar. Sunt bune doctrinele.
Dar dacă te blochezi doar la ele, poți să accepți niște doctrine și fără să-L ai pe Hristos în viața ta, corect? Și poți să ai niște doctrine și fără să fii pocăit. Crezi în ele, le argumentezi, predici despre ele, dar fără să fie schimbată inima. După aceea, lista de schimbări. Trebuie să renunți la asta, la asta, la asta și e adevărat, la multe lucruri trebuie să renunți nu pentru că e musai, ci pentru că ai înțeles că umblarea ta cu Hristos implică anumite schimbări în viață. Este normal să fie așa. Însă unii sunt atât de dibaci să facă lista asta atât de mare ca farisei în vechime, încât să facă din el un jug cu a nevoie de purtat pe care nici ei nu-l poartă cum trebuie, sau dacă îl poartă, îl poartă ca niște oameni frustrați și neîmpliniți. Apoi, liste de păcate și interdicții. Și aici sunt unii care dezvoltă adevărate branduri ale pocăinței cu liste de păcate și interdicții. E păcat să mănânci aia? Nu e păcat să mănânci aia. Faci aia? Nu faci aia. Te îmbraci așa? Nu te îmbraci. Cât de lungă trebuie să fie fusta? Sau cum trebuie să te îmbraci când vii la biserică? Și sunt unii care prescriu niște rețete la milimetru. Intră și în patul tău și în farfuriile tale. Și peste tot știu să spună ce trebuie să faci. Și pe unii ajuns să-i cunoști după apucăturile astea. Bă, ăștia-s de-a lui ăla. Ăștia-s de-a lui ăla. Cum era în vremea lui Pavel. Ăsta e de-a lui Pavel, ăsta e de-a lui Apollo. Dar oare asta să însemne pocăința? Un dresaj prin care tu imiți pe cutare sau pe cutare? Da, este interesant și aspectul acesta. Apoi, foarte mulți înțeleg pocăința ca fiind o povară pe care o iei în spate, un bagaj de nefericire și tot timpul îi vezi încruntat și frustrat. Nu zâmbesc, să zâmbească, să fie fericit, să fie exuberant, e ceva în neregulă. Și viața lor se desfășoară în jurul acestei tristețe a pocăinței. Și întrebarea mea este, oare așa au înțeles oamenii care l-au întâlnit pe Hristos fizic, când a fost întrupat pe pământ, sau spiritual, atunci când apostolii au predicat Evanghelia? Așa ați întâlnit dumneavoastră că după ce îl primea pe Hristos, oamenii erau tot triși și încruntați? Eu găsesc acolo bucurie, explozie, exuberanță și acea încântare că l-au întâlnit pe Hristos. Chiar dacă trebuiau să sufere pentru el, oamenii erau fericiți pentru că l-au primit pe Hristos. Și mai pun o întrebare, dacă noi după ce ne-am pocăit suntem triști, oare chiar ne-am pocăit cu adevărat? Dar atât de tare am sucit lucrurile încât dacă ești fericit și ai această bucurie pe chip, e ceva neregulă cu tine. Însă nu uitați că a doua roadă a Duhului Sfânt, care este? Bucuria. Și dacă nu ești bucuros, înseamnă că ceva nu este în regulă acolo, în viața ta spirituală. Apoi, un alt element al chitului pocăinței reprezintă ritualurile, liturgica și acea personalizare a lui Hristos confesională. Da? Și nu vreau să mă înțelegeți greșit, că noi ne aciuăm după o biserică sau după o grupare spirituală, după afinitățile pe care le avem, nu trebuie să negăm lucrul ăsta. Da, dacă ai anumite practici religioase, te coalizezi, te duci într-o anumită biserică sau grupare religioasă, este normal, pentru că așa facem, așa funcționăm. Însă, dacă ele devin o literă de lege și înlocuiesc experiența spirituală cu Hristos și încep să știi deja, bă, urmează cântarea, urmează rugăciunea, urmează alea, urmează alea, deja este totul previzibil acolo. Și la un moment dat zici, nu, care e încântarea, care e noutatea, care e experiența pe care o trăiești? Pentru că toate sunt atât de previzibile, ani de zile nu se schimbă nimic, sau dacă se schimbă foarte puțin pe aici, pe acolo. Și dacă mă uit la viața apostolilor, nu văd această rutină. Practic nu întâlnim în Sfânta Scriptură, nici în Spiritul Profetic, nici o rețetă de liturgică. Aici putem să, și nu cred că a fost impusă, dar nu știu de ce, natural, pentru o anumită stabilire, anumită stabilitate
căutăm să rămânem mai mult timp într-un loc și asta ne scade din această dinamică a spiritualității. Ba mai mult, personalizăm atât de tare experiența asta a trăirii, a spiritualității, a vieții de credință și la nivel confesional și în interiorul bisericii facem alte bisericuțe încât deja încep să știi cine și de unde vine o anumită idee sau un anumit gând. Chiar după intonația vocii ajungi să știi că cel care predică este penticostal, este baptist, este ortodox, este catolic, pentru că ne pliem pe un anumit șablon, chiar pe anumite cuvinte. Dacă le auzi rostite într-un anumit fel, zici, mă, asta este evanghelic, este penticostal. De ce? Pentru că așa am învățat, ne-am luat unii după alții și credem că lucrul ăsta este ok, dar nu este ok, pentru că experiența cu Hristos nu-ți taie originalitatea ta, felul tău de a fi. Și dacă începem să ne imităm unii pe alții, atunci devenim ridicoli. Cineva din afară, dacă se uite la noi, zice, bă, toți sunt la fel, parcă stragi la indigo, da? Apoi, prejudecățile, exclusivismul confesional, miturile, da, pe care le-am creat, mitul excelenței. Unii sunt mai buni ca alții, doar unii vor fi mântuiți. Dacă nu se botează unii la alții, nu o să vadă mântuirea. Ei, eu nu m-aș grăbi să fac lucrul ăsta și vă dau doar câteva exemple. Gândiți-vă ce s-a întâmplat cu Naaman după ce a fost vindecat. Ei mai și zice lui Elisei, să ierte Domnul meu pe robul tău, dacă mă mai duc din când în când în casa lui Rimon și mă mai sprijin și eu pe brațul lui și mai fac și eu câte o plecăciune. Zice, du-te în pace, zice Elisei. Na, acum, ce credință a avut Naaman? L-a întâlnit pe Dumnezeu, da? A fost vindecat de el, dar anumite aspecte au rămas așa, cumva nerezolvate. Famenul etiopian, ce s-a întâmplat cu el după aia? Unde s-a dus? Că s-a dus în Etiopia. Ce credință a avut? Credința în Iisus Hristos, da? Asta sunt câteva lucruri la care ar trebui să ne gândim. Apoi, activismul misionar. Dacă te botezi, trebuie să faci, nu trebuie. Asta trebuie să vină natural. Misiunea nu este un musai din ăsta că trebuie să-l faci. No, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să faci misiune. Dar nu este motivația corectă asta. Pentru că dacă te-ai pocăit cu adevărat și te-ai întors la Dumnezeu, nu poți să nu faci misiune. Este o diferență. Nu? Este cu totul și cu totul altceva. E o motivație cu totul și cu totul diferită pe care poți să o ai. Bineînțeles că nu pot lipsi din acest kit escatologiile salvatoare. Aici ne-am făcut niște piloni ai gândirii. Bineînțeles, unii argumentați mai bine sau mai puțin bine, am luat niște texte, am luat niște citate din Spiritul Profetic și oarecum îi spune lui Dumnezeu ce trebuie să facă și când să facă. Acum trebuie să se întâmple asta, acum trebuie să se întâmple asta, acum urmează asta. Întrebarea mea este, oare Dumnezeu nu poate să răzgândească? Ce ziceți dumneavoastră? Da, dacă nu o să fie așa. Și da, dacă anumite lucruri nu se întâmplă așa cum am planificat noi. Uite, de exemplu, stau să mă gândesc cât de mult ne-a lovit ca biserică criza aceasta a coronavirusului. Da? Cât de mult ne-a împărțit, cât de mult ne-a divizat, cât de mult am scăzut în multe aspecte și noi așteptam din cu totul altă parte să vină provocările. Și uite cum simplu virus a reușit să ne arate că lucrurile nu se întâmplă întotdeauna cum așteptăm noi sau cum am vrea să se întâmple sau cum le-am interpretat. Și cred că ar trebui să ne gândim că atunci când vorbim de planurile lui Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să rămână Dumnezeu. Cum arată pocăința adevărată? Aș vrea să citim din Cartea Faptele Apostolului, capitolul 26. Mi-a plăcut foarte mult. Este momentul acela în care Pavel își repovestește experiența pocăinței în fața împăratului Agripa. Și sunt câteva lucruri foarte interesante. De la versetul 4 și până la 7. Zice așa.
Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii pentru că am petrecut-o în Ierusalim în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Și vă întreb, era pocăit Pavel atunci? Era? Nu! Clar că nu! Și-o spune el. A trăit după cea mai îngustă partidă a religiunii lui. Și apoi spune așa. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurma lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt pârât eu de iudei. Observați diferența. De multe ori noi credem că pocăința trebuie să graviteze în jurul nostru. Nu! Trebuie să graviteze în jurul lui Dumnezeu pentru binele altora. Ce să fac să fiu mântuit? Este perspectiva greșită, pentru că nu așa se pun lucrurile. Aia înseamnă că tu ești în centru atenției tot timpul. Mai renunț la să fiu mântuit, să fiu mântuit. Dar mântuirea este un dar. Ce să fac să fiu mai sfânt, să arăt mai bine? Mai renunț și la asta, și la cealaltă, și la cealaltă. Nu, arăt bine acum? Suntem ridicoli. Și Pavel a încercat lucrul ăsta și a zis, am vrut să fiu după cea mai strâmtă partidă, după cei mai rigizi. Și zice, nu l-am întâlnit acolo pe Hristos. Și zice, uite, când am descoperit bucuria asta a nădejdii, acum sunt dat în judecat. Sunt judecat pentru că l-am descoperit pe Hristos. Și spune el, versetele 16 la 18, tot în același capitol, iarăși foarte interesant, scopul pocăinței, pentru ce te întorci la Dumnezeu. După ce își povestește experiența întâlnirii cu Iisus Hristos, arată misiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor, atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcat și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Foarte interesant. În loc de chituri de pocăință, Pavel prezintă o experiență cu Dumnezeu, o umblare. Dar nu asta era la fiecare om care îl întâlnea pe Iisus Hristos? În momentul în care îl întâlnea pe Iisus, Iisus nu venea să-i toarne, deși lucrurile astea sunt bune, vreau să mă înțelegi greșit, dar la niciunul dintre ei nu i-a spus ce să facă și ce să nu facă. Și asta ar trebui să ne ridice anumite semne de întrebare. Ce era interesat Hristos de acea experiență spirituală? Du-te, credința ta te-a mântuit. Și omul lua bucuria asta și mergea să spună ce a făcut Iisus Hristos. Apostolii, după ce l-au primit pe Iisus Hristos în toate predicile lor, vedeți că foarte rar ating aspectele dogmatice. Mai conciliul de la Ierusalim, câteva dezbateri, dar în predicare, predicarea lor, Pavel, peste tot, prezenta pe Iisus Hristos. Ce a făcut Hristos în viața lui? Și cred că aici începe abia pocăința adevărată. Când l-ai întâlnit pe Iisus Hristos, când ai acea bucurie în suflet și acea împlinire pe care nu ți-o poate lua nimic și nimeni, momentul în care ai acea viață nouă și momentul în care trăiești cu adevărat, altfel, la alt nivel, această experiență a întâlnirii cu Iisus Hristos. Cred, dragii mei, că fiecare dintre noi încercăm să facem ce este mai bine în viață. Însă, dacă veți încerca să găsiți pocăința și pe Hristos prin partidele înguste, vă veți epuiza și veți ajunge la un moment dat storși de orice energie și entuziasm. Mi-a plăcut foarte mult, spunea fratele Vladimir Pustan într-o predică de-a lui, e foarte răscolitoare așa, dar mi-a plăcut ideea asta. Pavel n-a fost atât de intrigat și de indignat de păcat, deși i-a mustrat pentru curvarul din Corint, pentru toți, i-a mustrat pentru ceea ce au făcut. Și a zis după aia, no, hai, primiți-l înapoi acum, ca să nu aibă câștig Satan. Deci a fost foarte intrigat și indignat când l-au pierdut din vedere pe Hristos.
Și a spus, mă, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat în felul ăsta să vă depărtați de Hristos, să vă duceți tot acolo? Cine v-a învățat așa ceva? Pentru că pocăința fără Hristos nu valorează absolut nimic. Pocăința fără bucuria mântuirii nu-ți aduce împlinire, nu-ți aduce nimic care să te facă fericit. Și despre asta este vorba. Putem să încercăm și varianta aceea. Să inventăm reguli, să trăim foarte stricți, dar să nu trăim bucuria mântuirii și mântuirea niciodată. Provocarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să ajungem la Hristos. Și de acolo Hristos ne va spune ce trebuie să facem. Bunul simț ne va arăta că suntem ridicoli în anumite situații. Duhul Sfânt ne va vorbi prin conștiință și prin cuvântul Său. Dar nu va trebui să trăim sub presiunea asta că trebuie. Fac aceste schimbări pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și pentru că vreau cu adevărat să fiu altfel. Am ales lucrul ăsta de bună voie, fără să fiu forțat de ceva. Și nu mai trăiesc crispat, nu mai trăiesc cu acel trebuie, ci trăiesc cu acea bucurie a mântuirii și cu acel entuziasm pentru a aștepta pe Iisus, pentru a trăi viața asta fericit și pentru a avea un impact cât mai mare în viețile oamenilor, să-i faci fericiți. Și vă mai spun ceva, dacă vrem să facem misiune, niciodată lucrurile astea de restricții nu-i vor ține pe oameni lângă Dumnezeu și multe dintre ele le vor și uita. Te duci acolo să faci nu știu câtă sistematică, să le bași doctrine în cap la oameni și știți cât țin minte? Cât de aici până la ușă? Cel mult. Spunea John Maxwell niște cuvinte foarte interesante. Oamenii vor uita ceea ce le spui, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă și ceea ce ai făcut să trăiască. Țineți minte treaba asta. Poate că un om îl chem la evangelizare și îi spui de toate, să știe. Când va ieși pe ușă, poate va uita. Toată argumentarea, oricât de logică și profesionistă a fost și teologică, va uita. Dar nu va uita dacă te vei duce la el acasă, dacă te vei ruga cu el. Dacă vei zice, frate, ce te doare? Hai să te ajut cu ceva. Niciodată nu va uita lucrurile astea. Pentru că despre asta este pocăința. Și așa au înțeles și apostolii, l-au primit pe Hristos, au trăit o viață frumoasă unii cu alții, în relații bune și oamenii au zis, bă, dar și noi vrem să fim fericiți, și noi vrem pe Hristos acesta, pentru că schimbă viețile cu adevărat și ne ajută să fim niște oameni fericiți. Domnul să ne ajute, dragilor, să nu trăim după chituri ale pocăinței, ci să trăim după Hristos. Și atunci vom fi cu siguranță fericiți și cu siguranță nu vom da greș în nimic, pentru că aceasta este opera Lui, nu a noastră. Amin.